Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. M-am gândit să vă arăt astăzi cum să preparați un aperitiv tradițional grecesc și anume feta saganaki. Feta gătită la cuptor pe pat de roșii și cu roșii deasupra, aromată cu usturoi, condimentată cu ardei iute și cimbru. Este un preparat foarte ușor de făcut și foarte gustos. Mie îmi place foarte mult. Așa că vă invit în continuare să urmăriți rețeta și modalitatea de preparare. Pentru a face delicioasa feta saganaki, vom avea nevoie de 400 de grame de brânză feta, 200 de grame de roșii. Eu folosesc un mix de roșii cherry galbene și roșii prunișoare, puteți folosi și roșii normale, de oricare culoare doriți dumneavoastră. 2 căței de usturoi, o linguriță de oregano uscat, o jumătate de ardei iute, puneți după gust, sare și piper după gust și câțiva mililitri de ulei de măsline. Voi găti feta saganaki la cuptor în două vase din acestea ceramice. Se poate găti și în folie de aluminiu. Mai întâi voi tăia roșiile în rondele. Voi tăia și roșiile cherry galbene. Le voi tăia doar în jumătate pentru că sunt mici. Am terminat de tăiat toate roșiile. Acum, la baza vaselor acestora în care fac feta saganaki, voi aranja rondele de roșii, peste care ulterior voi pune brânza. Voi pune puțină sare, nu foarte multă pentru că brânza feta este sărată, și puțin ulei de măsline, piper și voi așeza la fel roșiile și în cel de-al doilea vas. Peste roșiile cherry voi pune brânza feta. Voi lua bucata de brânză feta, o voi tăia în jumătate. O voi mai tăia și așa. Și o voi pune peste roșii. Acum voi toca usturoiul. Puteți să-l treceți și prin presă dacă doriți. Îl voi pune peste brânză. Pun usturoiul și pe a doua porție. Și acum voi toca ardeiul iute. Puteți să-l tăiați și rondele dacă doriți. Și voi pune peste brânză. Voi pune restul de rondele de roșii. Am acoperit foarte bine bucățile de brânză cu roșii. Voi pune ulei de măsline. Și deasupra voi presăra oregano uscat. Acum am terminat practic de pregătit feta saganaki. Voi acoperi fiecare vas cu folie de aluminiu. O voi strânge foarte bine. Și voi face brânza în cuptorul încins la 180 de grade pentru 30 de minute. Puteți, după cum vă spuneam, să faceți de la început în folie de aluminiu, aranjați straturile de roșie, brânză, usturoi, ardeiul de toate cele și împachetați totul foarte strâns în pachetele cu folie de aluminiu pe care le puneți pe o tavă. Dragii mei, au trecut 30 de minute de când am pus feta saganaki la cuptor. Acum o voi desface împreună cu voi. Așa arată ea acum, miroase foarte, foarte bine și este gata pentru a fi servită împreună cu pâine prăjită, unsă, cu puțin usturoi deasupra. Este delicioasă. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! Voi pune puțină sare. Nu mai am sare. Deci că sunt doctor Zoidberg din Futurama. Uu, bu, 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 bu. Uu, bu, bu, bu.
Gata, numai că a dispărut Dr. Zoidberg. În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!